Prețurile carburanților au crescut semnificativ în ultimele două săptămâni și a ajuns aproape la același nivel cu cel de dinaintea crizei sanitare. Proprietarii de autoturisme scot din buzunar în jur de 5 lei și 20 de bani pe litru de benzină și motorină. Furnizorii de carburanți pun aceste creșteri pe seama majorării accizei și a evoluției cotației barilului de petrol. România, da, bineînțeles, dincolo de creșterea prețului petrolului, avem și acciza. Acciza care a crescut cu 6 bani pe litru începând de la 1 ianuarie și care se reflectă deja în preț. Mă aștept într-adevăr ca prețurile să crească în perioada următoare, mai cu seamă că și în România există primii muguri, să-i spunem așa, ai revenirii economice. Bineînțeles că stațiile de carburanți, producătorii din România, vor încerca să exploateze această cerere în creștere pe fondul revenirii economice. Potrivit specialiștilor, statul este cel care are cel mai mult de câștigat de pe urma acestor scumpiri, în timp ce românii vor ajunge să cumpere chiar mai puține produse pentru că nu vor putea face față. Cel mai fericit în această situație este statul, pentru că statul încasează aproape jumătate din banii pe fiecare litru de carburant în contul accizelor și al TVA-ului. Pentru români, pentru companii, pentru persoanele fizice, asta înseamnă bani mai mulți dați pe litru de carburant și, pe de altă parte, înseamnă o scumpire accelerată a prețurilor în economie. Problema e că această creștere de prețuri este ca și un elastic. Cu cât îl întinzi mai mult, cu atât este în pericol să se rupă. România afirmă că nu au încotro și se vor conforma. Merg, ridică prețurile 2-3 zile, scad un pic într-o anumită zi și după aceea, când ridică din nou prețul, a depășit prețul inițial. Se va vedea nu numai în buzunarul nostru, ci și în celelalte prețuri, pentru că crescând prețul carburanților, automat prețul transportului pentru produse, deci ce să mai, de aici derivă toate cele. Dacă la fiecare zi punem câte un milion așa la benzină, deja ne afectează. Asta e, trebuie să ne descurcăm cu ea.